trebuia sustrasă criteriilor filozofice, raționale ale adevărului, deoarece devenise treptat clar că nicio filozofie nu o posedă acea valabilitate generală care ar putea face față în mod echitabil diversității indivizilor, cum, chiar în chestiuni principale, era posibilă o mulțime infinit de mare de afirmații subiective diferite a căror valabilitate nu putea fi disputată decât tot subiectiv, a apărut în mod firesc necesitatea de a renunța la argumentul filozofic și de a-l înlocui cu experimentul. Dar astfel, psihologia devenea o știință a naturii. Totuși, la început, domeniul vast al așa numitei psihologii și teologii raționale sau speculative, a fost lăsat în seama filozofiei și abia în cursul secolului următor a evoluat treptat spre un statut de știință a naturii. Totuși, la început, domeniul vast al așa numitei psihologii și teologii raționale sau speculative a fost lăsat în seama filozofiei și abia în cursul secolului următor a evoluat treptat spre un statut de știință a naturii. Acest proces de transformare nu s-a terminat nici astăzi. În multe universități, psihologia este predată încă, de regulă, în cadrul Facultății de Filozofie, de către specialiști în filozofie. Mai există și o psihologie medicală care își caută un refugiu la Facultatea de Medicină. Oficial, situația a rămas, așadar, în bună parte la un nivel medieval. Chiar și în științele naturii, fiind lăsate ca fil al doilea, oarecum sub veșmântul filozofiei naturii. Deși de cel puțin două secole este clar că filozofia depinde în primul rând de premize psihologice, s-a făcut totuși tot posibilul pentru ca, după ce descoperirea rotației Pământului, în jurul Soarelui și cea a sateliților lui Jupiter nu mai putea fi tăgăduită, autonomia științelor experimentale să fie cel puțin camuflată. Dintre toate științele naturii, psihologia a reușit cel mai puțin până acum să-și cucerească independența. Această rămânere în urmă mi se pare semnificativă. Situația psihologiei este comparabilă cu cea a unei funcții psihice inhibate de către conștient. După cum se știe, într-o asemenea situație, le este acordat dreptul la existență numai acelor componente ale funcției care corespund tendinței dominante în conștient. Celor necorespunzătoare cu aceasta, li se tăgăduiește până și existența, în ciuda și în contra faptului că numeroase fenomene, respectiv simptome, dovedesc contrariul. Orice cunoscător al acestor fenomene psihice, știe prin ce stratageme și manevre de autoamăgire este pusă la cale înlăturarea celor neconvenabile. Exact așa se întâmplă și cu psihologia empirică. Psihologia experimentală este tolerată ca disciplină a psihologiei generale filozofice, făcându-se astfel o concesie empiriei științifice, dar impunându-i se, în schimb, în mare măsură terminologia filozofică. Psihopatologia rămâne însă în seama facultății de medicină ca o anexă rar întâlnită a psihiatriei. Psihologia medicală, în fine, nu e deloc sau e doar puțin luată în considerație de universități. M-am exprimat în mod intenționat cam drastic pentru a da relief situației psihologiei la sfârșitul secolului XIX și începutul secolului XX. Pentru situația de atunci este reprezentativă, înainte de toate, poziția lui Wundt, mai ales pentru că din școala lui a ieșit o serie întreagă de psihologi cu renume, Psihologice dădeau tonul la începutul secolului al XX-lea. spune, dar vom spune despre un element psihic oarecare dispărut din conștiință, că a devenit inconștient, numai dacă vom presupune posibilă reînnoirea sa, adică revenirea sa în componența actuală a procesului psihic. Cunoștințele noastre privind elementele devenite inconștiente se referă cel mult la această posibilitate de reînnoire. De aceea, ele constituie numai tendințe sau predispoziții spre apariția unor componente viitoare în procesul psihic. Ipotezele privind starea inconștientului sau vreun fel de procese inconștiente, sunt, de aceea, extrem de infructuoase pentru psihologie. Există însă, de bună seamă, procese secundare fizice ale acestor predispoziții psihice, dintre care unele se manifestă în mod direct, iar altele pot fi deduse din anumite experiențe. Un adept al școlii lui Wundt e de părere că o stare psihică nu poate fi numită psihică dacă nu a atins cel puțin pragul conștienței. Acest argument presupune, respectiv decretează, că numai cele conștiente sunt psihice și totodată că întreg psihismul e conștient. Întâmplător, autorul spune aici, o stare psihică, atunci când logica ar fi fost să spună doar o stare, căci el neagă tocmai faptul că o asemenea stare ar fi psihică. Un alt argument spune că faptul psihic cel mai simplu ar fi senzația. Ea nu poate fi descompusă în fapte mai simple. De aceea, proveniența sau temeiul unei senzații n-ar fi niciodată de natură psihică, ci fiziologică. Ergo, nu există inconștient. Herbert spunea odată. Dacă o reprezentare cade sub pragul conștiinței noastre, ea continuă să trăiască acolo, într-o formă latentă, tinzând statornic să revină deasupra pragului și să expulzeze celelalte reprezentări. În această formă, afirmația este fără îndoială incorrectă, pentru că, din păcate, cele cu adevărat uitate nu au nici cea mai slabă tendință să revină. Dar dacă Herbart ar fi spus în loc de reprezentare complex, în sensul modern al cuvântului, afirmația sa ar fi fost nemaipomenit de corect. Nu vom greși mult de bună seamă dacă vom presupune că, de fapt, el se referea la ceva de felul acesta. Iar la această afirmație, un filozof, adversar al inconștientului, face remarca extrem de relevantă. De îndată ce admitem acest lucru, dăm valoare tuturor ipotezelor cu putință asupra acestei vieți inconștiente, ipoteze ce nu pot fi controlate prin nicio observație. După cum se vede, la acest autor nici nu se mai pune problema a recunoașterii unui fapt, hotărătoare fiind teama de dificultățile de tot felul ce s-ar putea evita. Și de unde știe el că această ipoteză nu poate fi controlată de nicio observație? Acest lucru e doar a priori stabilit de el, dar cu observația lui Herbart nu are nicio legătură. Nu menționez acest episod pentru că ar avea vreo importanță practică, ci numai pentru că e tipic vechii atitudini filozofice față de psihologia experimentală. Vând, însuși, e de părere că în cazul așa-numitelor procese inconștiente, nu este vorba de elemente inconștiente, ci exclusiv de elemente psihice, obscur conștiente, și că ipoteticele procese inconștiente pot fi înlocuite, de fapt, prin procese conștiente detectabile sau, în orice caz, mai puțin ipotetice. Această poziție implică un refuz clar al inconștientului ca ipoteză psihologică. Cazurile de double conscience sunt explicate prin transformările conștiinței individuale, care nu are ori se succed chiar continuu prin schimbări repetate și cărora li se substituie printr-o interpretare forțată ce contravine faptelor o multitudine de conștiințe individuale. Acestea, din urmă, argumentează vând, a trebuit totuși să se poată ivi simultan în unul și același individ. Acest lucru, spune el, nu se întâmplă după cum o atestă faptele. Este fără îndoială, întru totul imposibil ca într-un individ să se manifeste simultan într-un mod grosier vizibil două conștiințe. De aceea, aceste stări alternează de regulă.